Cristi Neamț a fost portar al echipei Universitatea Craiova și era considerat unul dintre cei mai buni și mai promițători tineri portari din țară. A murit în 2002 în timpul unui turneu de pregătire în Cipru din cauza unei lovituri involuntare primite în mandibulă de la coechipierul său Marius Șuleap, care încerca să de fapt să lovească mingea. S-a propădit prea devreme, dar așa a fost să fie și noi obișnuim andean să venim să-l pomenim. Avem datoria, zic eu, că să vedem să omagiem la fiecare zi onomastică sau an de împlinire a dispariției acestui copil minunat. Prietenii apropiații portarului, dar și juniori ai CS Universitatea Craiova au aprins o lumânare și s-au recules la mormântul lui Cristi Neamțu. Am auzit foarte multe despre el, eu mi-aș fi dorit să fie în generație cu mine, să joc alături de el. A fost cel mai promițător portar la tineret de atunci și îmi pare foarte rău ceea ce s-a întâmplat. În cantonamente, destinul a făcut să stăm în cameră. Păcat că, nu știu, viața are, ne duce spre astfel de întâmplări. E un moment tragic așa, ceea ce privește, nu știu, tinerețea lui și... Era un portar promițător, ce gânduri avea? Da, era un băiat foarte serios care dorea să reușească în domeniul fotbal. Albaștri întâlnesc în această seară de la ora 21 echipa ACS Poli Timișoara. Ei vor lupta pentru a patra victorie stagională pe care vor să o dedice celor doi idoli comemorați în această perioadă de bănia fotbalistică, Ștefănescu și Neamțu.